Mulțumim fraților de la cor pentru bucuria acestei cântări de închinare. Mare este Dumnezeul nostru. Atunci când îi simți degetul la lucru, când simți că este prezent în viața ta, în ceea ce faci, când intervine Dumnezeu, aceasta este exclamația sufletului nostru. Mare este Dumnezeul nostru, slăvit să fie de El. Glorie Domnului! La această sărbătoare a Învierii, poate niciodată, nici când Dumnezeu nu și-a arătat slava și puterea Lui, ca atunci când din moarte l-a ridicat pe Domnul nostru Iisus Hristos să fie viu în vecii vecilor. Mare este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din cartea aceasta minunată a Dumnezeului nostru măreț. Și aș vrea să conectez puțin subiectul meu cu această sărbătoare și pe care noi o numim Duminica Tomii. Nu vi se pare interesant? Parcă întotdeauna lipsește cineva atunci când Domnul vine, așa-i? Totdeauna este unul care lipsește. Știți că întotdeauna se întâmplă ceva atunci când lipsești? În episodul acesta al Învierii, citim despre Petru și Ioan că au fugit la mormânt să vadă dacă e adevărat, a înviat Domnul sau nu. Și este acolo o frază care pe mine mă îndurerează foarte mult. Zice, au venit, au văzut și au plecat. Nu? Pentru că foarte mulți dintre noi așa facem. Venim, vedem și plecăm. Și ce s-a întâmplat? A fost o femeie acolo care nu s-a grăbit să plece. A zăbovit. A stat mai departe și Maria Magdalena l-a întâlnit pe Mântuitorul. Nu vi se pare că suntem noi prea grăbiți în lumea asta? Prea venim, ne uităm și plecăm? Prea venim la sărbători, participăm și plecăm și uităm și nu se întâmplă nimic. Pentru că se pare ar trebui să zăbovim mai mult să ne întâlnim cu Domnul. Toma este un bărbat care probabil este foarte ocupat. Este scepticul din Scriptură, Toma necredinciosul, cum îl numim noi și îl acuzăm într-un fel, dar este omul care a venit să aducă o dovadă a învierii Mântuitorului la modul cel mai practic, mai concret. Ce ne-am face noi fără Toma care n-a crezut până n-a văzut? Pentru că mulți dintre noi vrem să avem martori de prima mână, nu-i așa? Care au văzut, care au fost și care au pus degetul. De fapt, toată mărturia Evangheliilor se bazează pe ucenicii care au fost și au văzut, au trăit alături de Mântuitorul, au mâncat împreună cu El și mărturia lor este mărturia unor oameni de prima mână, oameni care au fost martori oculari, oamenii care au trăit evenimentele împreună cu Domnul Iisus Hristos. M-am bucurat în dimineața aceasta când am văzut pe lista dumneavoastră de rugăciune dorința de a experimenta o trezire spirituală. Vă rugați pentru o trezire spirituală. Și bine faceți și trebuie să ne rugăm Domnului în continuu pentru o trezire spirituală și nu numai să ne rugăm, dar să o experimentăm, să trăim o trezire spirituală. Există un verset pe care aș vrea să vi-l citesc în această dimineață, puțin într-o variantă a unei Biblii mai vechi românești. Eu am un obicei, țin cu mine în metodele moderne de astăzi, așa vreo 20 de Biblii românești în toate timpurile. Și când găsesc câte un verset, îl caut în variantele vechi. Și există un verset la care vreau să apelez în această dimineață, printr-o pledoarie a mea pentru o trezire spirituală, pe care îl găsim în Isaia, capitolul 40, versetul 3. Iată ce spune cuvântul Domnului aici. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeu nostru. Și ascultați cuvintele în traducerea aceasta veche românească. Toată valea să se umple și tot muntele și dealul să se plece, să fie cele strâmbe drepte și cele colțuroase căi netede. Cele colțuroase căi netede. Acum, Cornelescu, de dragul limbii române, a mai făcut altceva aici, dar dacă vă veți uita în
textele originale, în traducerile vechi, veți descoperi că de fapt asta vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici. Văile să se umple, munții să se aplece, cele strâmbe să se îndrepte și cele culturoase să fie netede. Indiscutabil, textul acesta vorbește despre chemarea profetică a lui Ioan Botezătorul de a fi un pregătitor al drumului pentru Mesia, un deschizător al drumului pentru Mesia. Știți că o trezire spirituală poate fi definită printr-o vizită a Domnului la noi? Și de fapt asta este trezirea spirituală, vizita Domnului. Domnul își vizitează biserica lui. De Florii am aflat că Domnul a intrat în Ierusalim și a spus: dacă ați fi cunoscut voi ziua cercetării. Există un concept teologic care nu știu de ce nouă românilor ne scapă, nu-l avem, Day of Visitation, ziua vizitării. Dacă urmăriți subiectul acesta în toată Scriptura, veți vedea că Dumnezeu vine în vizită și vine în vizită neanunțat, vine în inspecție, dacă vreți. Domnul n-a intrat în Ierusalim altfel decât să-și cerceteze, a venit să viziteze națiunea lui, poporul lui. Știți că o trezire spirituală este ziua în care Dumnezeu vine în vizită la noi? Vine în vizită la noi? E adevărat, vizita aceasta este totalmente neanunțată. Nu știm când vine. Așa cum nu știm când vine nici a doua oară Domnul Iisus Hristos. Dar putem face ceva, ne putem pregăti pentru această vizită. Putem să facem ceva. Și ceea ce vreau eu să spun în această dimineață este să ne convingem reciproc că trebuie să facem ceva pentru ca Domnul să vină în biserica Lui, să ne viziteze și să aibă loc o trezire spirituală. Este ceva care trebuie să facem și noi. Și probabil intuiți că trebuie să vorbim despre voile care trebuie umplute, dealurile care trebuie retezate, alea strâmbe care trebuie îndreptate și alea colțuroase care trebuie netezite, nu? Nu-i așa? Asta este, de fapt, schița predicii mele în această dimineață. Aș vrea însă să spun așa că vizita asta Domnului Iisus Hristos la noi trebuie să ne pregătim pentru ea. Știți când venea Ceaușescu în vizită undeva? Okay? S-a anunțat din timp, erau pregătiri intense pentru vizita tovarășului. Se făcea curățenie în oraș, nu? Grozav, dacă pomii aveau frunzele verzi, frunzele uscate, erau vopsite verde. Duceau vacile de la alte colectivuri, nu? Le băgau în grajduri să fie grajdurile pline, nu? Zicea unul că stăteau vacile ca și cărțile în bibliotecă în perioada aceea. Adică scoteai una, picau toate alelalte. Nu? Totul trebuia să fie grozav pe când vine tovarășul, nu? Pancarte, toată lumea veselă, îmbrăcat frumos, la stradă. Ei bine, când Dumnezeu vine în vizită, nu regizează o asemenea vizită, nu? El vine inopinant, vine pe neașteptate. Și de fapt, hai să fim sinceri, pe Dumnezeu nu-L putem păcăli că vopsim noi frunzele noastre uscate în verde, nu? Mai ridicăm niște pancarte, niște lozinci, niște versete așa biblice și îl păcălim pe Domnul cu pocăința noastră. Asta nu merge. Domnul așteaptă de la noi să-i pregătim calea, să pregătim calea Domnului. Și în dimineața asta aș vrea să le luăm pe rând lucrurile astea patru pe care ar trebui să le facem fiecare dintre noi, și ca biserică, dar mai ales ca individ și ca și familie. Spuneam că lucrurile ar trebui, unele din ele, înălțate în viața noastră, nu? Orice vale să fie înălțată. Aveți vreo vale din asta care trebuie înălțată? Eu, dacă mi-aș face un inventar, aș avea câteva canioane la care ar trebui să duc umplutură, să le umplu. Valorile noastre spirituale, nu credeți că ar trebui să lucrăm la ele, să le mai înălțăm un pic? Ce ziceți despre viața noastră de rugăciune? Unii suntem harnici cu aia care e publică, nu? Dacă e marți seara de rugăciune, venim să ne vadă frații, nu? Și mai ales dacă candidăm pentru o slujbă, urmează alegerile de comitet sau cine știe,
atunci sunt foarte harnici să ne vadă frații la rugăciune. Dar oare ce se întâmplă cu rugăciunea mea personală? Ce se întâmplă cu rugăciunea din cămăruță? Cu închinarea mea zilnică? Ce se întâmplă cu astea? Ce se întâmplă cu cititul Bibliei? A, unii o citim. Am fost undeva în România și stăteam la amfon cu păstorul, avea o biserică așa mare, cu un balcon uriaș, și l-am întrebat de unul dintre prietenii din tinerețe. Zice, da, fratele ăsta citește Biblia la noi. Și mi s-a părut foarte ciudată expresia asta. Cum îl pune să citească? Nu, zice, cum intră în biserică, citește Biblia. Cu capul în Biblie, nici nu se uită la noi, ne bagă în seamă. Și citește Biblia la noi la biserică. Poate aveți și din ăștia care citesc Biblia nu la biserică, să-i vadă frații. Dar ce facem oare cu cititul Bibliei în mod particular? Ce se întâmplă cu frecvența noastră la biserică? Ce se întâmplă cu dărnicia noastră? Da, cu dragostea de frați. Iertarea? Putem ierta? Pe oricine? Orice? Ce se întâmplă cu bunătatea noastră? Dar dacă am luat roada Duhului așa în general și ne-am face un inventar, unde am băgat-o, la munți sau la văi? Trebuie să recunoaștem că sunt mai multe văi aici decât dealuri la roada Duhului în viața noastră fiecăruia. Ca să vină Domnul la noi, El are nevoie de un drum drept. Și gropile astea care lipsesc din viața noastră, trebuie să lucrăm la ele, să le mai umplem, fraților. Amin, amin. Nu de văzul lumii, ci de văzul Domnului. Amin. Nu să ne vadă oamenii, ci să ne vadă Domnul. Și să începem să ne rugăm cu adevărat, să începem să iubim cu adevărat, să începem să cultivăm roada Duhului în viața noastră. Când Domnul a venit în vizită la Ierusalim, există un gest absolut spectaculos în același timp, dar de un simbolism extrem de profund. A găsit un smochin și a vrut să mănânce ceva din el și nu a fost nimic. L-a blestemat. Practic, Domnul voia să dea, printr-o ilustrație extrem de practică, ceea ce s-a întâmplat în ziua aia. Am venit în vizită la poporul meu și am vrut să văd roade și n-am găsit numai frunze. Și atunci când vine Domnul și nu găsește ceea ce caută el, urmează blestemul, urmează pedeapsa de fiecare dată. Gândiți-vă bine la văile astea din viața noastră și haideți să lucrăm la ele, să lucrăm la ele. Odată cu vârsta, cred că și dumneavoastră aveți performanța asta, eu de obicei dorm de mai multe ori noaptea. Nu. Ăștia tineri nu reușesc chestia asta, dorm o singură dată, dar noi dormim de mai multe ori, nu? Și atunci când ne trezim noaptea, am luat o decizie. Mă trezesc să mă rog. Okay? Am luat o decizie, ori de câte ori mă trezesc să mă rog. Introduceți treaba asta să vedeți. Unde o să dormiți bine după aia. Știți cum? Zice, o soră l-a sunat pe pastor, zice, frate, nu mai poți să ții predica aia, era unul noaptea. Zice, soră, la ora asta, zice, așa de bine am dormit azi dimineața la predica dumneatale, dacă ai putea să mai ții, să mai dorm o dată. Ar trebui să facem ceva pentru viața noastră de rugăciune, pentru spiritualitatea noastră personală, să o mai ridicăm. Să mai ridicăm de acolo unde se găsește. Nu știu de ce avem noi întotdeauna de a face cu spiritualitatea altora. Nu? Așa. Știm, ăsta nu se roagă, ăsta nu vine, ăsta nu dă, dar what about you? Ce se întâmplă cu tine? Cu mine ce se întâmplă? A fost un apostol, știți bine, care a întrebat, Doamne, dar cu ăsta ce o să fie? Și Domnul a zis, nu e treaba ta. It's not your business. Tu vină după mine, tu urmează-mă, tu ascultă-mă, tu roagă-te, citește Scriptura, cultivă roada Duhului Sfânt, ocupă-te de spiritualitatea ta, nu te ocupa de spiritualitatea altora. Ocupă-te de văile tale. Ar trebui să știm ceea ce ne lipsește din viața noastră pentru a fi mai aproape de Domnul și mai eficienți, nu-i așa? Și ar trebui lucrat la văile astea. Faceți-vă timp, puneți pe hârtie
văile astea care sunt în viața noastră, pentru că în multe ocazii avem adevărate prăpăstii în viața noastră și ar trebui umplute astea. Este geabul nostru. Acum eu știu că Evanghelia asta modernă e tare bună, nu? Domnul le face pe toate. A murit la cruce pentru păcatele noastre, ne iartă toate, ne binecuvântă toate, așa. E adevărat. Dar ce faci tu? Pentru că asta e responsabilitatea ta. Domnul înviază morții, dar trebuie să dai tu piatra la o parte, nu? Domnul face ceea ce face El, dar în economia lui Dumnezeu, ceea ce poți să faci tu, nu face El. Te lasă pe tine să faci, nu? Știți, bătrânica aceea avea un radio și asculta radio creștin și se bucura grozav de mult și într-o zi s-a oprit, nu? N-a mai cântat, n-a mai mers. Și a început să se roage. Tot s-a rugat, Doamne, fă ceva, stai hrana mea spirituală. Și într-o zi a auzit o voce din cer și a spus, du-te în colț și cumpără două baterii. Nu? Sunt lucruri, nu trebuie să le facem noi, nu? Nu trebuie să-L punem pe Domnul să pună baterii în aparatul nostru de rugăciune, nu-i așa? Ba, mai avem un obicei și avem și o cântare care zice, Doamne, pune dragoste între frați. Nu? N-ar fi cazul să umblăm noi la chestia asta, să punem noi dragoste de frați. Nu să-i dăm de lucru la Domnului. Domnul vine la noi, dar vrea să treacă mai ușor peste prăpăstile astea. Și de aceea zice Domnul, pregătiți calea Domnului. Pentru o trezire spirituală trebuie să facem ceva. Și trebuie să lucrăm la prăpăstile astea care sunt în viața noastră. Trebuie să lucrăm la ele. Apoi, în al doilea rând, zice, lucrurile care trebuie coborâte, orice munte și orice deal să fie plecate. Asta vrea Domnul. Domnului îi plac drumurile drepte, netede, nu? Și mie de la o anumită vârstă asta îmi plac Domnului. Dealurile toate s-au făcut mai mari de o vreme. Nu? Ce ziceți dumneavoastră de lucrurile alea care trebuie coborâte, nu? Gelozia, mândria din viața noastră, ipocrizia, fariseismul, îngrijorările, autosuficiența, nu? Ne descurcăm, avem tot ce ne trebuie și aproape că nu mai avem nevoie de Domnul, nu? Gelozia, invidia, faptele firii pământești, nu-i așa? N-ar trebui să le mai ciuntim pe astea. N-ar trebui să chemăm buldozerul la dealurile astea și să-l mutăm din loc. Dar nu știu cum se face că pe zi ce trece dealurile astea sunt tot mai munți, tot mai mari, nu? Și în loc să le retezăm vârfurile astea, nu? Parcă ele cresc pe zi ce trece tot mai mult. Suntem mai geloși, mai dornici de înavuțire, mai în competiție cu alții, nu? Mai mândri de realizările noastre, mai ipocriți. N-ar trebui să lucrăm oare și să băgăm buldozerul spiritual în dealurile astea, în mormanele astea care le-am adunat de-a lungul anilor? Știți despre ce vorbesc? De lucrurile alea care sunt prea multe, prea mult în viața mea. Poftele, lăcomia de avere, dorințele de distracție, comoditatea, preocupare excesivă cu munca, nu? Iară la lucru, iară la serviciu. Ce vrei să bagi lumea asta în aia la altă? Alegeți și tu partea bună care și-a ales-o Maria, nu? N-am nimic împotriva lui Marta, datorită ei arătăm așa bine, nu? Ne facem mâncare bună. Dar Domnul a zis, Marta, un singur lucru trebuiește. Este traducerea lui Cornulescu, eu tare mă tem că Domnul a zis, Marta, un singur fel de mâncare este suficient, ok? Nu 5, 6, 7, 8, nu? Am devenit artiști în arta culinară. Vine nevastă într-o noapte de la un bridal shower, că avem tot felul de showere acum. Și în Arizona, mai ales în Arizona, e cald. Și mi-a dus doboș, domnule, la ora 11 noaptea. Cred că bagă praf de pușcă în el, nu știu ce bagă, dar
am hotărât, în viața mea nu mai pun gura pe așa ceva, nu? Un singur lucru trebuiește, Marta, a spus Domnul. Fă un singur fel de mâncare și am terminat. Dar suntem la... Amin, aleluia, însă sfârșită cineva de acord cu mine. Cineva de acord cu mine. Așteptam să fie vreo soră. Faptele firii pământești. Știți că la asta ar trebui să lucrăm din greu, să le demolăm. Haideți să facem un mic exercițiu împreună. Deschideți, vă rog, la Galateni, capitolul 5, versetele la 19 la 21. Și vreau să mă ascultați foarte bine, că ceea ce spun acum e un lucru foarte mare. L-am descoperit și eu. Ascultați aici. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria. 8. No, pentru oricare din astea îi dăm afară pe frați fără niciun fel de probleme din biserică. Îl ducem la comitet, îl excomunicăm, nu? Îl punem la disciplină. Dar ascultați mai departe. Ascultați. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele. 8. Ați auzit pe cineva pedepsit în biserică pentru chestia asta? Nu, pentru că ăsta este instrumentul democrației. Astea sunt, mă rog, instrumentele de lucru în politica bisericească, nu așa? Vin alegerile și atunci apelăm la vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partid, de pismă și așa mai departe, nu? Campanie electorală se cheamă asta. Ce l-a apucat pe Apostolul Pavel, domnule, să le bage astea la faptele firii pământești? Vă spun mai dinainte, cum am spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ia, e adevărat, de alea alte primele, sigur, alea șase, nu? Mari, curvie, prea curvie, necurățire. Sau ultimele, ucideri, beții, îmbuibări, sigur că da. Dar astea, că ne mai certăm noi, între noi? Nu știu ce se întâmplă cu noi, dar am impresia că cineva ne-a păcălit foarte zdravă, să facem o discriminare majoră în pachetul ăsta de fapte ale firii pământești și unele, să spunem, că sunt mai micuțe și mai drăguțe, nu? Și fac parte din... Așa e la alegeri, frate, așa e la ședință. Ascultați-mă bine, citiți încă o dată și îngroziți-vă. Că toți care fac aceste lucruri nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu vom demola dealurile astea, munții ăștia de garbage care s-au adunat în bisericile noastre, decizia este clară. Domnul nu vine la noi după ce ne-am certat, după ce ne-am dezbinat, după ce ne-am bârfit, după ce ne-am sfârtecat în vorbe. Nu mai vine Domnul la noi. Nu poate avea loc trezire spirituală după ce am folosit instrumentul ăsta al diavolului, după ce am transformat Biserica lui Hristos în complet altceva, teren de bătaie și de concurență și de loc al invidiei și al certurilor de partide. Nu mai vine Domnul la noi în conjuncturi din astea. Dacă trebuie să demolăm ceva, frați și surori, și să băgăm buldozerul, cum ziceam, cred că în astea ar trebui să le băgăm, buldozerul, să le scoatem afară complet. Astea nu sunt instrumentele democrației, sunt faptele firii pământești. Okay? La fel de grave ca și curvia și uciderea și celelalte. Fac parte exact din același pachet. Au exact aceeași încărcătură nocivă care ucide sufletul creștinului. Sentința lui Dumnezeu este sigură pentru toate din ele, nu numai pentru unele, pentru toate. De aceea, atunci când vă apucați să coborâți unele înălțimi și dealuri, gândiți-vă la astea.
Gândiți-vă la lucrurile astea. Și trebuie să coborâm dealurile astea ca Domnul să poată veni la noi. Apoi, în al treilea rând, sunt lucruri care trebuie îndreptate. Lucruri care trebuie îndreptate. Cele strâmbe să fie drepte. Să îndreptăm lucrurile strâmbe. Strâmb înseamnă înșelător, neadevărat, mincinos. Drumul înșelător, nu? Acela care promite una și te duce în altă parte. Una spune și alta înțelegem prin astea. Jumătățile acelea de cuvinte. Politica, deruta aceea. Spui ceea ce vrea să audă cineva. Tu nu crezi asta. Lipsa de integritate în relațiile noastre, în relațiile noastre umane, în relațiile noastre de familie. Lipsa de credincioșie față de frați, față de Biserica lui Hristos. Lipsa de onestitate în afaceri, căile alea strâmbe. Frate, business-ul e business și biserica e biserică. S-o crezi tu. S-o crezi tu asta. S-o crezi tu asta. Asta nu e din Scriptură. Dumnezeu așteaptă de la tine să fii tot la fel de cinstit și la business ca și acasă, ca și în biserică. E același Dumnezeu, e același ochi sfânt care te urmărește peste tot. Ar trebui să ne uităm la lucrurile alea strâmbe care sunt în viața noastră. Domnul nu va veni la noi pe căile astea strâmbe. E nevoie de onestitate, de integritate în relațiile noastre, în relațiile noastre umane. Și al patrulea cu care mă apropii de încheiere, lucruri care trebuie netezite, cele colțuroase, căi netede. Cele colțuroase. Colțuros înseamnă aspru, necizelat, dur, dubios, chestionabil, nu? Ați întâlnit oameni neciopliți? Ați întâlnit asta? Credeți că lui Dumnezeu îi plac oamenii ăștia neciopliți? Asperitățile acelea comportamentului nostru în relațiile unul cu altul. Frate, eu spun adevărul, nu mă interesează. Ar trebui să te intereseze, că s-ar putea ca adevărul ăla să omoare pe cineva. Nu? Adevărul trebuie spus din dragoste. Nu să dărâme pe cineva. O, eu spun adevărul și mai ales în public. Care e adevăr? Cele mai mari minciuni sunt adevăruri pe jumătate spuse în public. Pe care nu mai poți să-l faci nimica despre ele, nu? Când am plecat dintr-o biserică unde am slujit 10 ani din viața mea, ok? Am plătit biserica jos. Când am plecat, i-am lăsat cu 200 de mii de dolari în bancă. M-au scos vorbe că i-am furat banii. Aproape că am ajuns să regret că nu i-am furat. Nu, că dacă tot ești hoț, nu? Măcar să fie adevărat, nu? Dacă ești hoț. Și aș fi putut să fac foarte simplu, că a venit cu mine casierul. Spunea, mă, mută banii din buzunarul ăsta în ălalalt. Deschideam un cont și Biserica Agape avea bani acum și eu nu trebuia să vin la cerșit prin America. Dar e teribil, nu? Te-a omorât, te-a ucis, te-a stricat caracterul, tu te și mai repar. Ce să mai repar? Nu mai pot să repar nimic. Pentru că avem de-a face cu niște frați de-a noștri care, dacă au ceva rău de tine, de multă bănuite, că așa e, precis așa e. Toate una sursele sunt sigure, nu? Wow! Gândiți-vă la lucrurile acelea care trebuie netezite din viața noastră. Asperitățile de comportament în vorbire, în atitudine. Mi-a rămas pentru totdeauna în viață. M-am dus la cineva să dau mâna cu el. I-am întins mâna, pacea Domnului. Și mi-a spus, pleacă de aici, mă, spurcatule. Eu nu dau mână cu tine. N-am să uit în viața mea lucrul ăsta. Mă rog Domnului să mă ierte, să uite. Am avut de-a face cu duritatea, cu un om colțuros, Domnule. Nu? E groaznic. Dar dacă te-ai măritat cu unul din ăsta... Și așa reacționează de fiecare dată, când pantofii nu stau în poziție de drept, la ușă, sau ce știu eu, ceaiul e prea cald. Ce se întâmplă în bisericile noastre unde duritatea
Și obrăznicia uneori trece drept spiritualitate. Da? Cu cât e mai mitocan, cu atât e mai duhovnicesc. Ai, Doamne! Ți-o spune pe șleau. Ți-o zice. Știți că Domnul e foarte supărat pe colțul roșii ăștia? Nu este deloc spiritualitate faptul că nu știi să vorbești, că nu știi să te comporți. Biserica și Biblia și Scriptura te civilizează. Când am venit în Chicago în 85, biserica era dată în tribunal de vecinii bisericii. Dacă vă spun pentru ce nu sunteți, o să fiți șocați. Surorile noastre schimbau copiii într-o sală, deschideau geamurile și aruncau diaperele în curtea vecinului. Când s-au dus frații la tribunal, judecătorul avea pe masă deja o pungă mare cu diaperele alea. Poți să te duci să predici orice evanghelie la vecinul ăla la care ai aruncat diaperul în curte. Nu mai ține deloc. Trebuie să te civilizeze Scriptura și Biblia. Oamenii care cunosc pe Hristos vor descoperi o ființă care a fost extrem de tandră, a vorbit extrem de politicos, a știut să se poarte cu bătrâni, cu tineri, cu copii. Copiii îl căutau și îi plăceau să stea în brațele Mântuitorului. Trebuie să lucrăm și la cele aspre, la lucrurile colțuroase care trebuie să fie netede. Domnul să ne ajute să pregătim calea unei treziri spirituale. Ca Domnul să vină la noi. Și ca să vină Domnul la noi, avem ceva de făcut și noi, să pregătim calea Domnului. Văile să le umplem, înălțimile să le retezăm, lucrurile alea strâmbe, așa, să le îndreptăm, și alea colțuroase să le mai polizăm, așa, din când în când, pentru că așa pregătim calea Domnului la noi și Domnul să vină deodată în templul Lui cel Sfânt, cum spunea profetul despre intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Domnul să cerceteze Biserica Betesda și să vină într-o vizită cu o trezire spirituală în Biserica Lui. Amin.